Guvernul de la București va oferi Republicii Moldova 100 de milioane de lei drept ajutor financiar nerambursabil. Cabinetul de ministri a aprobat astăzi inițierea negocierilor asupra proiectului de acord. Ce subiecte au mai fost abordate astăzi la ședința executivului, vedeți în continuare. În debutul ședinței guvernului, prim-ministru Natalia Gavrilița s-a referit la scumpirile din ultima perioadă. Prețurile sunt dictate de piață, iar în Republica Moldova prea des se întâmplă ca acestea să fie dictate de monopoliști sau prin înțelegeri de cartel, a declarat Natalia Gavrilița. Observăm unele creșteri la prețuri care nu sunt justificate. Eu una nu pot înțelege de ce prețurile la același produs poate să fie foarte diferit de la producător sau de la piață și dacă le comparăm cu prețurile din rețelele de magazine. Aceste decalaje trebuie să fie verificate dacă au un raționament cu adevărat economic. Cabinetul de ministri a aprobat programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumuri publice naționale pe anul 2022 în valoare de 1,4 miliarde de lei. Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru întreținerea și reparația construcțiilor inginerești a drumurilor cu o lungime totală de 5902 km. Astfel, din volumul total al mijloacelor fondului rutier, 696,4 milioane de lei se preconizează a fi utilizate pentru lucrări de întreținere a drumurilor publice naționale. Republica Moldova va beneficia de 100 de milioane de euro din partea României în calitate de ajutor financiar nerambursabil pentru o perioadă de 7 ani. În baza acordului, România și Republica Moldova își vor dezvolta cooperarea în domeniul energetic, transport, protecția mediului, lucruri publice și infrastructură, susținerea întreprinderilor mici și mijlocii, independența mass media, reforma administrației publice, sănătate, educație, cultură, cercetare și turism. Acordul urmează a fi semnat în cadrul ședinței comune a guvernelor de la Chișinău și București, planificată pentru 11 februarie.